În urma reevaluării lucrărilor contestate la a doua sesiune a examenului de bacalaureat, s-a înregistrat o creștere a procentului de promovabilitate de la 25,62% la 29,83%. Mai multe detalii ne dă Adriana Butoi, inspector școlar general adjunct în cadrul ISJ Călăraș. Rezultatele finale au fost comunicate în data de 5 septembrie, după soluționarea contestațiilor. Așadar, la probele scrise s-au prezentat 523 de candidați din cei 637 înscriși. Precizăm că media minimă de promovare a examenului este de 6, iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este nota 5. În urma contestațiilor, în județul Călăraș, procentul a fost de 29,83%. Din totalul candidaților promovați, 148, 90 de candidați fac parte din promoția curentă, iar 58 de candidați provin din promoțiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2019-2020, după contestații, este de 30,51%. În cazul promoțiilor anterioare, procentul este de 29,15%.